de 8 la 4 pentru faimoși. Zani de la faimoși îl întâlnește pe Alin de la războinici. Zani este ajutat de Culiță și de Jador. Alin este ajutat de Starlin și de Albert. 3, 2, 1... Și începe duelul masculin la scorul de 8 la 4 pentru faimoși. Zani rea primul totem în mână, trage acolo Jador, îl ajută și Culiță. E foarte important cum se echilibrează. Zani se întoarce și încearcă să introducă primul totem. A încercat acolo și Alin, tras de Starlin și Albert. Face asta Alin pentru războinici, a introdus și Zani un totem pentru faimoși. Un nou totem în mâna lui Zani, se împiedică acolo un pic de Culiță. Culiță-i face loc. Un nou totem roșu introdus, un totem albastru introdus de Alin. Totemurile albastre vor trebui rearanjate. Nu este asta grija lui Alin acum. A scăpat Zani un totem. Îl are însă în mână, doar el îl poate recupera și el îl introduce acum. Totemul cu numai este introdus de Zani. Trage Starlin acolo pentru ca Alin să introducă totemul. Nu reușește să introducă totemul prea înalt. Trage acolo, sunt debalansați războinicii, trage prea tare Starlin și reușește să introducă un nou totem albastru, Alin. 4 totemuri roșii, 3 totemuri albastre. Câte 4 totemuri erau introduse până acum, când a introdus cel de-al 5-lea totem, Zani. Opresc un pic ritmul faimoșii, cu un impuls trage Culiță pentru ca Zani să-și recupereze un nou totem. Un nou totem în mâna lui Zani, un nou totem introdus. 6 totemuri introduse la faimoși, 5 totemuri introduse la războinici. Hai, Jator, pe aici! Pe aici, Jator! Hai, Culiță, dacă mai tare la tine, Culiță! A amplasat Zani un nou totem, totemul cu numărul 7, totemul cu numărul 7 la faimoși. Un nou totem în mâna lui Zani. Zani este practic smuls de perechea de suport, Culiță și Jador, dar se menține acolo bine Zani. Sunt 8 totemuri puse pentru faimoși, un singur totem are Zani. Hai, Jador, și punctul merge la faimoși. Scorul devine 9 la 4. Zani aduce punct echipei sale. Dar nu a fost așa greu la ăsta. Ți-am zis să nu mai stai în joapă Culiță. Nu contează, s-a adus punctul. Nu ne reproșăm. Avem mai puși și nu fugeam de la final. Nu contează. Eu nu fugeam, că trăgeam de aici Culiță. Haide, sus, nu contează, dă-mă. Bravo, mă, băieți. Bravo, mă, bă. Bravo, da. Încă o punct și câștigăm. Încă o punct, bravo, Culiță. Eu vă stau pentru Culiță, că mi-am de... Bravo, Luca. De trage. Păi un nou pată. Băia cu fată și câștigăm. Dar cine ea? Cine vrea să tragă? Hai că trage Culiță, mai stă un pic și trage eu. Cel mai bine, băieți, a fost până acum coordonare. Nu mai avem forță. Omul a stat o săptămână, e normal să nu fie în condițiile optime. Hai, să ne bucurăm în continuare. Hai. Mai avem 6 puncte. Da. Dăm totul până la capăt. Până la capăt. Chiar dacă mai este un punct pentru ei, noi dăm punct. Dar cum că mi s-a părut bun acord, dar cum au ajuns ei înaintea? Da, a fost, a tras mai tare. Au fost și ei, au avut putere mai mare. Ele frate. Ce vrei? La scorul de 9 la 4 pentru faimoși, poate fi punctul decisiv dacă este adus de Majda, care o întâlnește pe Andreea, care dacă câștigă acest punct își poate ține echipa războinicilor în joc. Majda este ajutată de echipa de suport compusă din Culiță și Elena Marin, în timp ce Andreea este ajutată de echipa de suport compusă din Musti și Maria. 3, 2, 1... Scorul este de 9 la 4, pornesc cele două echipe să își tragă. Coechipierii Majda și Andreea se confruntă. Un prim totem este în mâna Majdei, se concentrează Majda.
Iată că aici, la Survivor România, luptăm nu doar cu limitele noastre, ci și cu elementele naturii. Plouă este o vreme de Survivor. A introdus acolo Majda un totem, introduce Andreea cel de-al doilea totem. Două totemuri albastre sunt introduse. Un totem este în mâna Majdei. O rotește acolo puliță, trage și Elena Marin. Și un al doilea totem roșu este introdus. Două totemuri albastre, două roșii. Ratează acolo Andreea introducerea. Plouă foarte puternic, dragi telespectatori. Și asta înseamnă că concurenții noștri pot să scape aceste totemuri. Nu face asta Majda, nu scapă totemul și introduce totemul cu numărul 3. Trei totemuri sunt introduse și de Andreea. Luptă acolo Andreea. Îi ajută Andreea pe cei doi cu echipieri, pe Musti și pe Maria. Patru totemuri albastre, trei totemuri roșii. Reechilibrează faimoșii, trag acolo. Încearcă Majda să introducă, scapă. Ploaia extrem de puternică, asta nu-i oprește pe concurenții noștri. Extrem, extrem de motivați sunt. Scorul e 9-4. Ne desparte o rundă de totemul de imunitate. Sau mai avem în continuare de jucat. Asta o să ne spună Andreea, care introduce un nou totem. Sunt acolo 6 totemuri albastre și 5 totemuri roșii. Andreea are de aranjat un totem pentru războinici, dar nu asta este grija ei acum. Trebuie să le introducă pe toate. Sunt acolo 7 totemuri albastre. Se rotește în jurul axei sale Majda pentru a avea vizibilitate mai bună. Ratează acolo din nou Majda. Două totemuri roșii mai sunt de introdus, ne mai despart. Un singur totem albastru are Andreea de recuperat totemul și de introdus. Introduce Majda. Un totem ne mai desparte de deznodământ. Suntem oare în fața unui deznodământ? O să ne spună Majda. Nu ajunge Majda la totemul roșu. Reușește acum să-l ia. Nu, nu a reușit Majda. Îi alunecă mâna. Introduce Majda și câștigă imunitatea faimoșii cu scorul de 10-4. Punctul a fost adus de Majda. Hai să ne luăm în brațe! Hai să ne luăm în brațe! Hai să ne luăm în brațe! Echipa faimoșilor, cum vai multicolor, vrem mereu să câștigăm, pe războinici azi îi îngropăm. Echipa faimoșilor, cum vai multicolor, vrem mereu să câștigăm, pe războinici azi îi îngropăm. Bine! Te plimbi, zici că ești ca pe bulevard, scuză-mă, iartă-mă că-ți spun, dar ăsta e oful meu, te mișcă o... Când e nesculată, jur! Noi ori nu mai dăm deloc, Musti! Până la capăt, ultimul punct! Degeaba stau cu coarda și aștept ca proasta asta să tragă până leșină! Asta e problema, nici eu nu mai puteam, dar ăsta a tras și m-a ajutat, ăsta a tras și m-a ajutat! Iată, ne ajungi la finalul primului joc de imunitate al săptămânii.
Scorul este de 10-4 pentru echipa faimoșilor și vreau să felicit ambele echipe, și pe faimoși și pe războinici, pentru cum au luptat astăzi. Diferența de scor nu reflectă intensitatea supraomenească pe care toți concurenții de la Survivor România au depus-o pe acest traseu. Faimoșilor, ați avut, iată, 6 puncte consecutive câștigate de voi. Scorul a fost de 10-4. Zani, 2 puncte aduse și de tine, echipei tale. La un moment dat te-am văzut ajunsesei să tragi de jos, trăgeai, te ridicai. Cum e, Zani? Cum ai luptat? A fost ușor când am luat tot temul de acolo și să-l poziționez. Asta e natura, sunt bun pe treaba asta, dar pe forță, sunt bun și pe forță, s-a văzut asta la jocurile trecute. Dacă mă coordonez cu cineva care are putere, aici nu e neapărat de putere, cât e de coordonare, să tragem amândoi deodată, să știu când trag eu mai mult, când trage cu echipierul meu mai mult. A fost foarte greu, mai am puțin și dispar, am venit aici slab, sunt transparent aproape, am 50 de chile. Colegii mei nu au înțeles din prima ce vreau să spun, pentru că na, am fost primul care s-a dus să tragă cu o fată. Nu dau vina pe fete, sunt femei, n-au cum să tragă la fel cum tragem noi. Dar la un moment dat, da, eram extenuat. După am intrat din nou și din nou, primele 3 dăți. E mult mai obositor să tragi cu o fată decât cu un băiat. Aia a fost, mă bucur pentru echipa mea, mă bucur că am fost uniți. E bine că am câștigat, că altfel eram în poziția lor și ne certam. Și am avut noroc că ei au adoptat o strategie foarte proastă. Am zis că la un moment dat ei nu se mai roteau, luau cu spatele și nu vedeau și de vreo 10 ori s-au balansat de 10 ori degeaba. Am avut foarte mult noroc pentru că ei au gândit-o foarte prost. Am avut noroc și cu mixul. Majda, ai adus punctul decisiv în jocul de imunitate de astăzi. Uite ce spune Zani, că echipele mixte până la urmă au fost de succes. A contat foarte mult faptul că am avut echipa mixtă. Sunt mândră de băieți, sunt mândră de fete, sunt mândră de echipa mea. De fiecare dată când am adus punct, nu am considerat că este punctul meu, este punctul echipei. Ți-am spus înainte să începem jocul că am comunicat foarte mult. Le-am spus tuturor că trebuie să învățăm să ne ascultăm, să ne acceptăm și energia noastră să fie aici. Și asta am făcut astăzi. Am mâncat din nisip și la propriu și la figurat. Și mulțumesc tuturor pentru tot efortul pe care l-au depus. Bine, Mazda! Încă o dată felicitări faimoșilor! Mergem la războinici! Roxana, să fi fost o strategie greșită, Roxana Chiță? În opinia mea nu a fost o strategie bună și cred că a fost primul joc în care am lăsat multe orgolii să intre pe traseu. Cred că fiecare a făcut cum l-a dus capul și nu ne-a avantajat. Trebuia să fim mai uniți și să găsim o cale de mijloc. În general, ne strategiile foarte bine. Azi am dat-o cam în vară cu strategia, dar e doar un joc, avem foarte multe câștigate și luăm tot temul data viitoare. Mulțumesc, Roxana Ghiță! Marilena, cum te simți? Vreau să-ți spun că fetele de la Războinici au adus punctele în integralitatea lor. Sincer să fiu, sunt dezamăgită. Dar în același timp felicit echipa că suntem cu zâmbetul pe buze. Într-adevăr, cum zicea și Roxana, n-au depășit orgoliile și din acest punct de vedere cumva sunt dezamăgită. Este o tensiune între noi încă, dar sper să ajungem la curând la o concluzie, pentru că astfel nu putem să continuăm așa. Mulțumesc, Marilena. Mulțumesc. Felicitări și vouă, războinicilor, pentru cum ați luptat astăzi. Pentru modul în care a luptat astăzi în această probă, în primul joc de imunitate al săptămânii, pentru cum și-a susținut echipa de pe margine, pentru că n-a pierdut niciun punct, pentru că a tras, a împins, a căzut, s-a ridicat, totemul de imunitate pentru faimoși merge la Cătălin Moroșanu! Imunitatea este miza cea mai importantă a jocului de astăzi, însă aș vrea să primiți și premiul suplimentar. 1,5 kg de orez
500 de grame de făină și 500 de mililitri de ulei. Jumătate din această cantitate primește și echipa războinicilor. Acesta a fost primul joc de imunitate din această săptămână. Ne revedem cu toții la primul consiliu de nominalizare la Survivor România. Punctul victoriei îți aduce așa o satisfacție atât de mare, dar întotdeauna am spus că de fiecare dată când am adus puncte pentru echipă, de fapt despre asta a fost vorba. Nu a fost punctul meu, a fost punctul echipei mele și contează foarte mult. Adică e o satisfacție foarte mare când vezi că închei cu victorie. Am fost cu o echipă, știi, cu adevărat o echipă astăzi. Crede-mă că dacă erați voi fetele, să vă trageți pe voi fetele, era greu. La prima vedere, n-avem putere. La prima vedere am zis, ce simplu, ce nu știu ce, dar a fost foarte greu, foarte greu proba de azi. Am socotit câte ture am făcut așa. Multe, rău. Câte am făcut? Îmi doresc să pierdem jocurile de imunitate doar când îi văd că nu își doresc și că nu... Luptăm toți. Când îi văd pe toți că luptă, că transpiră, atunci nu mai doresc să câștigăm. Azi s-a implicat toată lumea, mi-a plăcut, toți au dat tot, m-am bucurat, așa trebuie să se întâmple. La alte jocuri nu au dat tot ce au putut, nu mai trebuie să mă repet. S-a văzut și acum, na, dacă se întâmplă așa, să tot câștigăm. Haideți aici, bă! Avem bebeluși! Stați înainte, vreau să ne zică Zani înainte cam câte boabe de orez crede că sunt în sacul ăsta. Într-un kilogram, vreo 2 milioane. Avem și ulei. Păi nu știu, Cătă, bravo și bravo tuturor din echipă. Eu astăzi le-am văzut în sfârșit zâmbetul ăla pe care ne așteptam de la Cătă. Încă o chestie. Mulțumit! Hotemul ăsta este și al meu, și al lui Marta, și al lui Elena, și al lui Culița. Toată lumea merită totemul ăsta, așa că lăsăm aici așa frumos. Deci de echipă. Mă bucur, este vorba despre echipă, nu este vorba despre noi înșine. Ia uite ce frumos. Energia este. Asta este energia pe care trebuie să avem de fiecare dată. Tragem toți. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici sau aici.